Elevii de gimnaziu și de liceu de la Colegiul Național Ferdinand I s-au întrecut într-un alt fel de bal organizat în cadrul acțiunilor specifice din săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun. A fost un bal eco în care fiecare și-a confecționat un costum din materiale refolosibile, fie hârtie de ziar, fie carton, plastic, pungi sau capace. Întregul eveniment a fost conceput de Catedra de Biologie a Colegiului la inițiativa profesorului Mirela Berza. În momentul acesta se desfășoară o paradă a ținutelor confecționate din materiale reciclabile. Sunt implicați copiii de gimnaziu și cei de liceu. Ei și-au conceput costumațiile, ei au lucrat la ele împreună cu profesorii care au avut ore la clasele lor astăzi și cu diriginții, bineînțeles. Și urmează să le dăm premii și mențiuni, deocamdată diplome, pentru premiul 1, 2 și 3, mențiune 1, 2 și 3. S-a cântat și s-a dansat într-o lume a culorilor și distracției, pentru ca în final să fie apreciat cel mai bun costum, atât prin materialele folosite, cât și prin design. În paralel, s-au desfășurat și alte concursuri de profil pentru a pune în valoare cunoștințele despre protejarea naturii, dar și să dezvolte în rândul elevilor comportamente ecologice. Întreaga manifestare face parte din proiectul SOS Natura, creat pentru sensibilizarea tinerilor în legătură cu tot ce înseamnă mediul înconjurător.